Documentația de închidere a podului a fost transmisă zilele trecute la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru obținerea autorizației. Firma care se va ocupa de reabilitarea acestui obiectiv a primit recent avizul necesar de la Ministerul Transporturilor. Astfel, la jumătatea săptămânii viitoare, accesul autovehiculelor pe podul metalic de la Mărăcineni, care leagă Bucureștiul de Moldova, va fi restricționat, timp în care vor fi efectuate lucrări de Consolidare. Că săptămâna viitoare, pe data de 11 aprilie, va avea loc o întâlnire între conducerea CN poliția rutieră, instituția prefectului, doamna prefectă în speță și acolo se vor pune la punct toate detaliile vis-a-vis -vis de măsurile ce trebuie luate pentru fluidizarea traficului în această perioadă destul de grea pentru șoferii aflați în tranzit prin județul Buzău pe DN 285. Pentru a se evita blocajele în trafic, vor fi montate semafoare la ambele capete ale podului, dar și pe Bulevardul Unirii, în municipiul Buzău, în zona molurilor. Autoritățile doresc și facilitarea accesului pe pod dinspre drumul județean 203K pentru a înlesni navetiștilor din comunele Mărăcineni și Săpoca intrarea în municipiu. Lucrările de reabilitare la podul de la Mărăcineni, care vor dura aproximativ 4 luni și nu 8 luni, cum se estima se inițial constituie o provocare și pentru poliția rutieră. Agenții vor fi nevoiți să asigure fluența traficului în această zonă extrem de importantă și intens circulată, ce face legătura între Moldova și capitală. În ultimele luni, spre disperarea șoferilor pe podul metalic de la Mărăcineni, construit în 1932, au apărut numeroase gropi în carosabil. Pe toată perioada desfășurării lucrărilor de reabilitare a obiectivului, traficul rutier va fi preluat de celălalt pod.